el, mai e cineva în regie bună. Ah, a zis cineva Zira Luca. De, mi se pare că primește uneori steluțe când nu merită, merită neapărat. S-a victimizat și Andreea. Andreea! Nu mai pot! Tensiune, tensiune, victimă. Ce vrea să facă? Ce vrea să facă? Să mă facă din om pe om? Ce-a făcut? Care-i problema ta, Andreea, atunci? Cu ce greșesc? Nu mai pot! Deci nu mai pot! Centru atenției, centru universului, forța atracției, tu ești fantazia lui. Ești travestit și defilez, singură niciodată nu dansez. Nu mă judeca, n-ai iubat de pantofile, nu te alta, dar n-ai uitat să mergi în ei. Nu te opri, singură te ridici, că nu știi decât să fii tu și să câștigi. Formele tale de pus pe copertă, bravo, ai stil! Dacă speria copilul, e frică copilului. Cărui copil? Ăsta mic, iubitule. Cine e ăsta mic? Este un nou membru al familiei noastre. Cum îl cheamă pe el? Gucci, normal, cum să-l cheamă. Nu știu cum să-l cheme, pardon. Da, și da, putem să facem cunoștință cu Coca și Gucci? Nu umblă cu fake-uri, dragă. Uite-i. Vale, vai place, prietenos. E cu mințel foc. Hai, te pup, Gucci, te salut. Stă este educat, pentru că am spus unde vine. Emisiune cu stil, o să vadă fete frumoase și ai zis ok, abia aștept să le văd. Iubit de el. Bine, eu profit de ocazie să-l salut pe Alex Velea, să-i salut pe toți băieții din brigada secție. Apropo, nu mai știu nimic de ei, nu înțeleg de ce n-au mai venit să ne viziteze. Bine, pe danezul înțeleg că-i proaspăt tătic, dar restul... Victor Slav, Alex Velea, hello! Vă așteptăm să ne salutați. Danezul s-a transformat în marocan, de fapt. Și asta poate acum fi. Acum e marocanul. Dar revenind la ale noastre, s-au discutat foarte multe în emisiunea de ieri. Hai să vedem ce se va întâmpla și astăzi, dar nu putem altfel decât cu celebritățile. Cu prințesele. Bun găsit, fetelor! Bună seara! Nu știu dacă ați observat, însă astăzi este o ediție cu totul și cu totul specială, pentru că aveți parte de un al patrulea jurat. Da, am Gucci! E cel mai frumos cățel! V-a admirat Gucci pe toate, să știți că uite așa a întors căpșorul după voi. Cine-i pe el? Și la sfârșit a căscat. Nu toate Ar văzut semne asta? Nu... L-am văzut, serios. A zâmbit, uite, zâmbește. A zâmbit, bine. Provocarea zilei de astăzi vine de la mine, pentru voi. Faceți-l pe Gucci să zâmbească, vă rog. Și cu siguranță din partea lui vor veni multe stele. Ocupați loc, am avut ieri o ediție
plină cu de toate. Vorbind despre ținute, am sesizat că avem concurente îndârjite, luptătoare, care cu greu acceptă înfrângerea, ce este foarte bine. Pentru că suntem într-o competiție și pentru că, da, doar una va fi câștigătoarea acestui sezon. Vom avea timp și astăzi să vorbim despre aceste lucruri și multe altele. Începem cu Cristina Șișcanu, în ochii căreia mi-a părut rău să văd lacrimi ieri. N-am prea avut timp să despicăm subiectul în șapte, dar facem asta astăzi. Hai, Cristina! Bine te-am regăsit, Cristina! Bine v-am regăsit și eu! Unde mergem astăzi? Nu știu. La lansarea acestei piese. Da, este number one în trending și merg la lansarea piesei. Piesă cu Ruby și Florin Salam și Costi Ioniță. Am înțeles. Și cumva te-ai reîmprietenit cu Deia, nu de alta, dar parcă a purtat și Deia ceva de genul? Nu știu, habar n-am. De unde să știu eu ce a purtat Deia? Dacă, în competiția, de când sunt zilele trecute, da, tot așa, un sacou din ăsta lung. Da, acela maro parcă era, nu? Exact. Cine a mai purtat altcineva? Roxana. Doar sacou. Roxana. Da. Și Roxana, sacou, da. Da. Știu, și nu prea a fost pe gustul juraților. A și purtat și eu, dar păi și acum ți-ai adus aminte? Dar eu zic că contează și cum porți. Da? Și asta e adevărat. Și accesorizarea, care nu știu dacă va fi pe gustul juraților, dar... Ai încercat, iar asta e bine. Am încercat, pentru că am zis că să ies din zona mea de confort. Am și zis mai devreme, în edițiile anterioare și... Mi s-a desfăcut un nasule la cap. Lasă-l că nu-i problemă. Eu vă încurajez, fetelor, să faceți exact ceea ce simțiți și mai mult decât atât vă încurajez să spuneți întotdeauna ce aveți pe suflet ca să puteți lămuri lucrurile și să mergeți acasă liniștite, nu încărcate de la această emisiune. Ieri ai plâns, n-ai vrut să faci mare caz. Da, nici n-aș fi vrut să atrag atenția asupra acelui moment. Na, se întâmplă. Dar nu mi se pare corect că eu de când am venit aici, eu aud că Deia și Alexandra sunt în finală. Eu așa aud. Deci nici mie nu mi se pare corectă chestia asta. Eu stau și față de noi, nu mi se pare corect. Dar nu ai voie să spui ca jurată așa ceva. Și plus de asta, nu ai frate, cum poți să spui? Chiar dacă ei spun, poți să spui că vii pe acela stil și dai numai bravo ai stil. Da, nu știu. Dacă fac chestia asta intenționat ca să ne provoace, eu nu vreau să particip la această, nu știu cum să-i spun. Nu vreau să muncesc. Eu sunt demodată. Eu nu vreau să muncesc pentru că eu chiar muncesc. Vin o să mă și ea la fel, toată lumea. Nu, nu vreau. Pe bună. Da, ai văzut că ți-a zis și ție, Cătălin, că te văd în final. Nu, asta a zis-o forțat de împrejurări, pentru că am spus eu și ei își dau seama că nu e în regulă. Că eu de când am intrat în competiție, eu asta aud de la jurați. Deia în finală, Alexandra Ungureanu în finală. Păi și lucrul ăsta induci publicul, manipulezi publicul, nu e în regulă, este o greșeală. Nu se face așa ceva. Și de asta, și chiar am avut un moment de sensibilitate când mi-au dat lacrimile, pentru că mă enervează această situație, pentru că eu ador și eu iau foarte în serios tot ce se întâmplă aici. Și nu știu, de ea s-a simțit cumva, dar chiar am avut un moment de sensibilitate, am și jurat și jur în continuare. Că pe bune, asta a fost situația. Deci chiar am avut un moment de sensibilitate, dar nu vreau să stau, am vrut să mi-l și ascund că nu e cazul. Dar n-am avut cum, că m-am întors, dar n-am avut cum, că eram în platou, camere peste tot. Dar tu poți să-i spui așa, domnule Munteanu, eu trăiesc din imagine. Pe mine, dacă dumneavoastră care sunteți formator de opinie, că la televizor când vorbești, ești formator de opinie. Și eu vin și spun, Iulia, care m-a machiat pe mine, este cea mai bună. Toată lumea va crede, Iulia e cea mai bună. Poate vine ea și spune, Iulia nu e cea mai bună. Normal că fiind la televizor și formator de opinie, tu cumva manipulezi publicul, înțelegi? A fost destul de multă tensiune în platou. Păi zici că ești sensibilă, că a fost un moment de sensibilitate. Da, a fost un moment de sensibilitate. Noi te credem pe cuvânt, însă nu știu dacă Deia e de aceeași părere și dacă și ea crede în sensibilitatea ta. Eu am jurat, de exemplu, că chiar a fost un moment de sensibilitate, că dacă nu era, de ce aș fi plâns? Plângeam așa de
dar eu nu flori am de cuc, că... nu cred. Eu n-am zis că nu o cred. Am zis că mi s-a părut cumva ciudat că a avut și ea un moment în care efectiv a plâns, pentru că de atunci când... Eu am plâns deseori în emisiuni TV pe diverse subiecte. Cred, în emisiunea asta nu s-a întâmplat și știu că atunci când eu am plâns în Cover Girl, doar atunci s-a nimerit și a intrat și tu, mi-a zis că era o dovadă de slăbiciune faptul că... Nu, uite, greșit. Eu am spus că e o dovadă de slăbiciune în momentul în care te lași așa în luptele acestea și cu celelalte concurente și cu membrii juriului, cedezi, începe să tremure vocea, la un moment dat zici că nu vrei să mai stai în competiție din cauza criticilor care ți se aduc. Asta am zis eu că e o slăbiciune. Nu e o slăbiciune. Dar faptul că plângi, asta poate fi o caracteristică a unei persoane puternice. Nu despre asta. Uite, că am și o caracteristică a unui om puternic, că și eu am plâns. Dar nu despre plâns în sine înseamnă că ești slabă. Dacă am lămurit lucrurile, zic să mergem mai departe, să vorbim despre ținută de ea. Zona capului cel puțin mi-e cunoscută din celebra colecția unui designer, adică cumva o regăsesc acolo. Îmi place costumul ăsta, dar nu știu cât de tare te avantajează pe tine fusta. Aș fi vrut să fie cumva mai strâmtă, mai pe corp, mai mi se pare că te lățește foarte mult în zona aia. Nu-mi place geanta. Îmi place că ai ales să pui niște sandale înalte. Cam astea ar fi plusuri și minusuri din punctul meu de vedere. Ok, de aia mulțumesc. Calina? Nu știu de ce, dar mă așteptam. Bună seara! Bună, Cristina! Nici mie nu... Adică îmi place ideea pe care ai vrut să o aduci, dar nu-mi place materialul pe care îl are această eșarfă, nu știu ce este. Mie îmi place cum îți vine costumul, îmi place și mie că ai asortat platforme, ador geanta, ți-am spus și mai devreme că și eu am vrut să-mi o cumpăr, dar n-am mai găsit-o pe acel site, dar nici mie nu mi se pare că se potrivește în acest outfit. Da. Ok, atât? Atât. Ok, hai să vedem ce spun jurații, poate acolo vei avea mai multe de comentat, Cristina, în fața lor, te rog. Bună seara! Da! Măi, dacă zilele trecute te-am apreciat foarte tare, astăzi nu te regăsesc în această ținută, nu te văd. Nu mai apreciat zile, doar ieri. Păi și e suficient. Ok. E foarte mult chiar. Da, știam. Nu-mi place bandana aia tip sahariană pe cap, nu-mi place cum îți stă, e un milanez ieftin. Nu-mi place geanta, nu-mi place cum îți vine acest... de pies. Nu-mi place tăietura, pentru că deși tu ai niște picioare foarte frumoase, nu te avantajează absolut, dar absolut deloc. Adică îți ascunde și îți face un alt trup, care nu e al tău. Chiar și pe TV. Mie mi se pare că mă arată mai slabă la televizor. Uite, mă, și pe TV nu-mi place. Măi, de ești slabă, toate sunt. Păi da. Nu sunt slabă. Ba da, că mă uit. Ba da, e slabă. Așa cum mă la tine la televizor. E un om. Trebuie să fim toți slabi. Da, exact, suntem oameni omenești, să mă ierte Dumnezeu. Știi ce cred eu? Eu cred că acest tip de costum nu vine bine decât un anumite tipologii, sinceră să fiu. Pe Dea Codrea venea bine. Și pe mine. Să știi că nici pe Roxana nu mi-a plăcut. Adică nu e vorba de slab, mai puțin slab, înalt, mai puțin înalt. E vorba de să știi să porți genul ăsta de costume. Mm-hmm. E foarte greu de abordat. Adică, măi, nu știu, trebuie să le simți, trebuie să știi cu ce să le combini. Geanta nu-mi place, cum vine cămașa pe desubt, da. Deși în monor. Poftim? Nu. Da. Scuze-mă. Nu. Sandalele îmi place cum le-ai asortat. Ar fi trebuit însă cu tot altfel de pantofi pentru genul ăsta de costum. Bandana de pe cap mă duce așa într-o zonă columbiană, face referire la acel designer despre care spunea de ea mai devreme, dar cu toate astea nu văd legătura între bandana și designer și costum. E o amestecătură, s-a vrut o ținută eclectică, dar după părerea mea nu prea a reușit. Ah, pe mine mă sperie faptul că tu ai aprobat cumva, ai creditat această ținută, mă sperie.
Mă sperie că cineva a venit la tine cu această ținută și tu ai spus, da, it's ok, eu o suport. Asta mă sperie, mă îngrijorează foarte tare. Pentru că te-ai inscris într-o competiție despre stil. Păi, da, ia văzând. Am explicat în 7 sezoane până acum că acești stiliști de nouă generație apăruți ieri, alaltăieri, acum un an, acum 2 ani, au înțeles din modă, cum le spuneam, Emilia, Iuliana, cum o cheamă, toate care s-au perindat, fetele, da? Da, da. Iuliana a fost și câștigătoare, nu știu ce. Da. Ei asta au înțeles secția din modă. Că se ia un sacou, se taie, se pune cu fața în spate sau pe o mânecă, sau cum ai venit la, nu ieri, alaltăieri. Cam asta au înțeles ei. Deci acolo se oprește cam tot ce pot face acești copilași. Ok, asta am înțeles, iau sacoul, tai, îl fac, îl drag, dar măcar... Hai să învățăm, că de fapt asta înseamnă să îmbraci pe cineva, să-i respecti corpul, să-i celebrezi, să-i pui în valoare corpul, personalitatea, să înveți ce înseamnă accesorizare, când o geantă merge cu alta, de ce? Asta înseamnă să îmbraci pe cineva. Dacă nu stai feiți acasă, nu tu, persoana, e nenorocire azi. Te pup. Da, nu e prea bine astăzi, Cristina. Să reconsider un pic anturajele, ca să zic așa, stilistice, în care te învârți, zic. Mulțumesc! Nu știu cine o îmbracă pe Șișcanu, dar astăzi era un experiment, nu era o ținută. Da. Exact cum mi-a spus Moris, este foarte orgolioasă, toate emisiile... A fost supărat și a răspuns mai așa. Nu. Mă, dar să-ți arată bine, stai puțin că arată bine, arată bine și e mișto. Azi arăta urât, îmbrăcată, toate ce erau prurcările da. Apărat. Azi, două ținute. Săptămâna asta, două ținute a avut față de masă. Da, și... Ha. Și, bă, a zis că vrea și apă multe moderne. Mă, da, că nu stă bine asta acum? Auzi? Cu stanezul oribil, chestia asta, cap. Nu, stai o secundă. Chestia asta cu moda modernă a rămas la nivel de glumă, tot de noi lansată și nu știu ce. Moda modernă era ce prezintă Alexandra Ungureanu. Da. Prin faptul că ea credea și era convinsă că poartă o modă modernă. Asta e și mai grav. Asta, i-am și spus că mă sperie, îmi demonstrează și ne demonstrează că legătura ei cu moda este nulă. Bia, dacă tu nu ne vrei, noi te vrem. Eu vă vreau. Ne vrei, Bia? Da, și nu vreau să plec de aici nici un ruptul capului. Așa. Astăzi e o altă zi și mult mai bună ca ieri. Doamne ajută, Bia, să curgă și steluțele. Hai la defilare. Bun găsit, Bia! Bine că te văd, Luca! Cu ce a dansat, să știi? Ești tare drăguț! Și Bia l-a făcut să-și zâmbească! Da, asta zic! Cu ce a dansat, a zâmbit, Bia, ești pe drumul cel bun? Unde mergem astăzi? Astăzi mă duc, Ilinca, la o expoziție de pictură. Da. Un prieten, George, din Satu Mare, are o mare expoziție și mă duc neapărat să-i văd toate tablourile. Aici am George din la Satu Paris, Mare, speță. Superb! Da? La Satu Mare, n-auzi? La Satu Mare! La Satu Mare! La Satu Mare. Dar n-are săracul și un nume. George. Paul, dacă George. Mai ești și pictor și îi spui și George din Satul Mare. George Paul din Satul Mare. George Underline. Vino aici lângă mine, Bia. Am și o curiozitate. Am tot auzit discuții între voi acolo în culise. Ți le dau eu, ba nu ți le dau eu, ba ți le dau eu. Ba ce? Ți... Până la urmă, cine ți-a dat sandalele, Bia? Aceste sandale sunt foarte speciale pentru că m-am împrietenit cu Alexandra. Așa. Da, și le-am ochit la ea, le-am pus la mine în picior, purtăm același număr și îți mulțumesc din suflet. Cu drag. Aplauze. Foarte frumos, da.
dar parcă din câte mi-aduc eu aminte, Andreea rămăsese că o să te ajute. O să am ajutat-o și pe Andreea cu rochița. Ia pe tine, ia pe tine să te ajute, Bia. Să mă ajute ea? Da, ea întotdeauna mă ajută. A, ea te ajută întotdeauna. Da. E profesoara ta? E profesoara mea. A rămas în continuare? Întotdeauna va fi profesoara mea. Numai că ți-am zis, te plătesc în... În rate. În pupii de la Bia. Da. Te în rate, în rate. Deci, Alexandra, rămân de tot sandalele Biei sau... Ei. Să ne împrumut. Băi, dacă îi plac, da, sunt o persoană generoasă. Și eu s-a întâmplat să-mi placă ceasul cuiva și l-a luat de la mână, mi l-a dat. Măi, lasă-mă! Depinde ce ceas să purta. Dacă era meu, să facem și noi cunoștință cu acești oameni. De ce nu ni prezinți și nouă? Adu-i aici la emisiune, ia uite. Exact. Poate fetele... Dar era o prietenă dragă, specială, adică nu așa mă... Da, nu, așa oricui de oriunde. Și zic, place ce să dăm cu ace... Nu, nu. Păi și Bia, să înțeleg că ți-a devenit o prietenă dragă specială, nu? Dacă ai urmărit același, dacă ai urmat același. Este o persoană foarte simpatică, îmi face plăcere prezența ei la noi în cabină. Am pus la cale un minunat featuring și până acum suntem în grafic. Am cântat împreună o piesă de-a mea, foarte bine s-a descurcat, tot înainte. Asta am discutat-o cu prieteniile în cadrul concursului. Da. Într-un anumit fel, nu spunem, din aia la Cataram. Mai vedem pe parcurs. Dar mi-e foarte dragă, chiar da. Dacă înțeles. Pot să o ajut... Cu drag. Da. Foarte frumos. Cum arată ținuta în care a încadrat sandalele de la tine? Băi, mi se pare cea mai bună din săptămâna asta. Față de cele care s-a prezentat până acum. Îmi place foarte mult culoarea costumului și chiar acea cămașă cu broșa prețioasă. Da, pot să spun că e o ținută foarte ok. Ok, mulțumesc. Andreea? Îmi place foarte mult cum stă în costumul acesta. Aș fi schimbat bluza din punctul meu de vedere și n-aș fi pus broșa. În rest e ok. Păi dacă zice tocmai doamna profesoară, ar fi culmea să nu fie așa. Până ajungem la jurați. Acolo deja e cu tot o altă mâncare de pește. Hai în fața lor, te rog, Bia. Mă, Bia, mie îmi place de tine, pentru că până să te așezi în fața noastră, ai schimbat trei poziții. Pac, ca la ședința foto. Iarăși ne-am supărat dacă ți-aș spune că este un costum de modă. Dar ăsta nu e chiar atât de moda și de nenorocire cum ai venit săptămâna trecută cu un sacou înflorat și cu pantalonii albi. Mai ții minte? Da. Da. Aia era o ținută de-a dreptul oribilă. Mă, culoarea asta mentă e destul de potrivită. Cămașa îmi primea ok și broșa e... O găsesc civilizat acolo. Bine că nu ți-ai pus cercei. Părul ai strâns frumos. Mi-aș fi pus stiletto. Nu știu ce, nu prea îmi place mie cum se văd, cum se decupează degetele la picioare din tăietura pantalonului. Dar nu e o tragedie. Mi se pare o ținută civilizățică. Și poți să mergi la satul mare cu ea liniștită așa. Da. Ești drăgu. Pupi drăgu Bia. Îți spunea Raluca că ți-ai strâns părul ok. Într-adevăr, ți l-ai strâns ok. Îți vine bine din față.
În schimb, Melco, la fetiță de la spate, la zi, e ceva... Ia-mă, Melco, ia are un Melco, Melc la spate, un Melc neîndesat, un Melc neactivat, știi? Ia-ți cochilie, arată-ne Melco. Un Melc lăsat, neagitat, ca să zic așa. Dar ea arată că nu-l văd. Uite, Melcul de la spate, Melcul cu stafide, arată-i dragă și Nionu. Ia uite-o, dragă, stai, dragă, normală și întoarce-te să vadă doamna Vădulescu, Melcu. E un mel neînfundat. Am văzut, dragă, e un mel neînfundat. Da. Foarte urâțel. Dar e la baza capului, da, acolo. Pia, nu e rău, adică îți vine bine, proporțiile sunt fericite. Da. Se așează frumos pantalonul. Blazerul e ok și mie îmi place imprimeul cămăș și nu mă omor după broșă. Preferam și eu stiletto. Da. S-a spus ce s-a spus, mie n-am înțeles la sacul ăsta de ce a simțit nevoia creatorul, designerul sau cine l-a făcut să mai facă înșiruirea aia pe spate la manșetă. A făcut o creație. A făcut o creație. Broșa e ok, dar când ai nasturii din perle, broșa nu se, aia cu pietre, nu se prea potrivește, dar ești civilizată, să știi că îmi place culoarea asta de bluză. E ok. Chiar nu mă deranjează. Ești ușor băbău, dar nu mă deranjează. A, cu pe bună dreptate o să te ia șișcanul la discuție, că dacă iei mai multe steluțe. Câte steluțe ai luat, șișcan? Uftim? Câte steluțe ai luat? Zero. Zero? Da. Atunci o să, să deglanjeze scandalul. Fetiță, bravo, ai stil Biarus. Let the games begin, ca să zic așa. Da. Și nouă ne place, bravo, ai stil. Stai puțin, cum adică let the games begin? Să vină Cristina lângă Bia și să vedem cât de bine vine costumul Biei. E mult mai bună ținută pe care o poartă Bia astăzi. Trei steluțe la Bia. Deci e mai bună ținuta pe care o poartă Bia decât ținuta pe care o poartă Bia. Hai să ne înțelegem, Linca, stai o secundă. Aici nu intrăm în mama styling, nu mama styling. Aici intrăm în cetățean, în personaj și în glăjbeala lui. Da. Femeia, cetățeana Bia Rus, este îmbrăcată armonios pentru genul ei de personalitate, trup, prezență, nu știu ce. La șișcanul este o mega sforțare. Ei se pare probabil că iese din zona ei de confort, îi se pare că nu face ținute safe și că noi nu apreciem. Nu, greșit, mai explic o dată. Safe, ne-safe, confort, neconfort. Stylingul de la A la Z este greșit eminamente. Cu tătul și cu tătul greșit. Pe când la Bia Rus e mult mai ok. În această seară, ce soir la. Vă mulțumesc din suflet. Cu plăcere, iubito, să trăiești, să fii sănătoasă. Felicitări, Bia. Doamne ajută. Doamne ajută. Mă, cum rămânem noi tot timpul, mă, cu Paul? Hai să venim cu toate headset-urile și plecăm. Acum mergem. Paul, este că mă... Hai să verificăm toate headset. Hai să verificăm toate headset-urile, Paul. Câte fete avem, da? Câte fete avem, exact. Zici tu, Paul, câte fete avem. Mă, vezi tu? Erau 9, nu? Parcă da. Parcă da. Și dacă rămâne una necablată, știi ce face? Vedem. Dacă pierdem vreun headset, facem un aranjament. Nu, o eliminăm. Gata. O eliminăm. Să rămână. Ia uite că s-a agățat de ea de mine. S-a agățat de ea de mine. Ia uite. De ea Teoroz, Alexandra. Ia uite. Eu ăsta vreau să știi că în ăsta vorbiți voi. Și auziți vorbesc tot. Ei, da. În ăsta vorbiți eu voi. Eu vorbesc în casă, atât ați vorbesc. Atât. În ăsta mă interesează pe minte. Dar n-aș fi prea. Ia și ce aud? Păi dar nu vorbește nimeni cu mine. Ce aud? Stau așa ca. A, ăsta nu intră pe mâna. A, cine mă aude acum? Nimeni. Regie. Nu mă aude nimeni? Dar mai e cineva în regie? Andrei, cred că. Mai e Andrei? Da. Mai e cineva în regie bună? Nu mai e nimeni, pa. A, a zis cineva, zi, Raluca. Octav! Am rămas aici, eu cu Paul, și ne filmăm, să știi, și... Număram fetele, headset-urile, de fapt, nu fetele. Și headset-urile, și am și o cască nouă. Și că se poartă de nimul sezonul ăsta, e... Pe cine-ai văzut? A, pe cine? Pe Roxana Nemeș. Știe și ea care-s trendurile, ce vă tipuiți. Ai poșeta lui Nenta sau a cui e fetiță poșetica aia? Nenta.
Bine te-am regăsit, Roxana. Era. Dar ce voioasă ești. Normal, mă simt bine. Roxana, nu te supăra pe mine, dar vreau să spun o chestie. Vreau să te rog ceva. Te rog. Dar nu te superi, îmi promiți. Să-mi lași geanta? Nu, dragă, nu geanta. Nu, e actualizează geanta. Un pic dansul. Au. Să mai nu, fac... Să-l actualizezi un pic, să-l aduci în 2020. Păi cum e în 2020? Arată-mi tu. N-ai, mai ține vinte trupa Pops. Hai mă, cu scro, nu mai striga bucuria la fata asta. Trupa Pops. Da, dragă, dar nu mai striga. Când era bunica fată. Alea care aveau fundul scos în patru. Nu, alea strident. O incantație, o... Fetiță, nu... Eu nu prea mă pot desfășura ca pe scenă unde merg mai pe când. Mai ții minte Blue Bar-ul, adică karaoke de la Olimp, karaoke, Blue Bar-ul, mai ții minte? Da. Ca la Blue Bar, fetița, la Blue Bar mergeam în 93! Bine, aștept să ne arăți tu varianta 20-20 ca să înțelegem cu toții. Dar e artistă solo, cum să-l arăt eu? Pe bune trebuie să... Păi ție nu-ți convine, tu ești singurul care spune că nu e în regulă. Arată-ne, tu cum se face. Lasă că și pe Măsa Mare, dacă și-ar da drumul Măsa Mare la țeavă, ați pleca acasă de alaltări. Stai liniștițică, hai. E, și de Oana mi te-ai luat cu dansul, acum ai luat-o pe Roxana, pe Cristina și Șcanu la fel, lăsați-mi în pace. Nu, dacă mă întreb pe mine, Oana Radu și Roxana sunt cele mai prezențe și Teoroz. Ia prea pe incantație, prea tribal, prea tribală. Eu am stilul meu, Ilinca, stilul meu nu se poate compara. E, uite, lui Gucci nu i-a plăcut că s-a întors. Să-mi las geanta frumos și să mă desfășur cum pot eu. Hai. Se poate? Hai să mai punem o dată piesa. Ține-o, las-o la ei acolo. Da, bine, așa, să mă pot desfășura, da? Am o soră a ei și nu mă deranjează. Și nu mai prezint. Nu, mă desfășor. Okay. Doar te desfășor. Ia. Ce să mai zic? Suntem prin aprilie. L-ai cucerit. Prin aprilie sunt. Iar eu sunt din start. Ți-ai zis, eu nu prea mă pot desfășura cu gentuțe. Te-ai desfășurat bine. Noi toată viața ne-am descurcat și cu geantă, cu poșeta într-o mână, cu paharul într-alta și tot a reușit. Varianta doar cu a doua, știi? A doua variantă. Unde ai zis că mergi, Roxana? Aoleu, am întârziat, trebuie să ajung la ora de mate. La mate? Da. Ma, am întârziat, vezi dansul ăsta ce face? E, mai stai acum 10 minute că nu fi foc. Am și o întrebare pentru tine. Am o informație să-mi spui, de fapt să-mi povestești tu despre ea. Okay. Am auzit că ai fost cerută în căsătorie într-un mod inedit. Bravo. Da, dar nu acum. Cum? Păi știu că nu acum, da. Anul trecut, în decembrie. Cum s-a întâmplat? Stai așa că acum îmi dai și mai multe emoții. Într-o zi de iarnă, ca să începem așa. Într-o zi friguroasă, normal nu era iarnă. Într-o zi oarecare, mă chema să-l meu la o filmare. Ce-a făcut și Elima, m-a făcut harul ăsta. Și... Știi cum e? La filmare da, sunt foarte mulți oameni, nu? La orice filmare, mai ales la un film, la o reclamă. Și nu prea văzusem eu oameni. Decât, na, trecători. Pe stradă. Și mă duc pe jos, că era aproape de casă. Mă ia al meu de mână, mă pupă. Zic, bă, la filmare, la treabă, na, stai un pic să ne facem treabă și ne pun acasă, știi, pe genul ăsta. Da, zic, parcă ceva era suspect, știi, simțeam eu ceva. Eu, nemachiată, plecasem de acasă, mă duc să până la filmarea lui, adică ceva în genul ăsta. Mă rog, nu mi-a contat. Îmbrăcată cu trei plovere pe mine, înțelegi? Mă rog. Și așteptăm, și așteptăm, și zic, și ce așteptăm, iubire? Ziua de mâine, așteptăm! Din nou mi se părea ceva suspect. Dar nu ți zicea nimic? Nu, săracul, l-am văzut emoționat. L-am văzut că era el care e super chill tot timpul. Chill, mă rog, pe genul... Poate, înțelegi, n-are nicio treabă. Și era super emoționat, eu simțeam cum era așa, gândurat, era tremurat. Zic, bă, ce faie. Și în momentul în care am văzut primele imagini cu apusul și cu răsăritul, poze făcute de noi din vacanță, am zis, gata, clar, asta e.
Și după aia a apărut, a fost foarte mișto cererea, pentru că nu a fost, nu știu, clasica cererii, știi, vrei să fii soția mea sau ceva de genul ăsta. Era un mesaj foarte drăguț. A fost foarte personal, adică chiar s-a gândit cum să... Din suflet, știi ce? Contează, na, foarte mult. Bine, și momentul a fost când și-a dorit, nu când a trebuit sau ceva de genul ăsta, după atâți ani, înțelegi? Stai așa, vrei să vedem fiecare răsărit împreună până apoi să vieții nu va despărți? Pam, pam! Noi care suntem cu oriunde mergem în vacanță, ne trezim la 5 dimineața să vedem răsăritul. Superb! A fost frumos! Uite, acum eu sunt un pic invidioasă, sincer, să fiu, la mine n-a fost așa romantic. Vrei, vrei să mă iei? Ești deja exact, ai un copil frumos. Păi nu, asta zic, cererea în căsătoria mea n-a fost așa frumoasă, senzațională. Ajutați-mă careva. Mai e careva, se simte careva? Eu am o cerere foarte frumoasă, mi-a zis, vrei fă sau nu vrei să fii soția mea? Da, asta, și ai înțeles. Și la revedere. Fetița, rămâneam cu el pe viață, fetiță. Cred că e ceva super. A rămas fetiță de la Craiova. Stați un spectacol în mișcare. Liniștiți-vă puțin, Andreea, la tine cum a fost? La mine n-a fost, Ilinca. I-a dat două palme. N-a fost. N-a fost, nu m-a cerut. L-a cerut Tonciu. A luat-o direct, hai. Asta a venit și simplu, așa a fost să fie. Păi așa a fost, dar o cerere în sine n-a existat? Nu, nu m-a cerut, nu. Și Inel ți-a dat vreodată măcar? Da. Inel ți-a dat, da. Doar că nu s-a pus în cer. Și perighetă, dar nu le port. Păi de ce nu le porți? Bravo! Că au prea multe diamante și nu mai e. Nu, iartă-ne pe noi, Andreea. Mă scuzați de expresie. Cristina, la tine? A fost foarte romantic. Povestește-mi. Dacă vrei, bineînțeles. Da, sigur că te rog. Eram acasă, de fapt într-un apartament în care stăteam atunci cu chirie, până să ne mutăm în casa în care stăm acum. Era într-o seară după ce ne-am întors de la Canal D, așa, și eu ieșisem din duș și aveam doar prosopul pe cap, nu cum am fost în ediția anterioară, adică doar prosopul. Fără halat, adică, da, doar prosopul. Și soțul, pe atunci încă nu era soțul, n-avea niciun prosop pe el, el făcea duș în cealaltă cameră. Superb! Și la un moment dat am intrat așa, în dormitor, așa, în costumul lui Adam și cu mâna la spate. Și a întins cutiuța și mi-a zis, vrei să fii soția mea? Și asta a fost. Super! Da. A urmat o noapte furtunoasă, mă gândesc, evident. Și era vineri seară cumva? Nu mai țin, nu mai țin minte. Dacă era vineri sau nu era vineri. Așa să vă țină Dumnezeu obiceiul. Da. A fost frumos și am zis că o să povestim și nepoților când o să aibă vârsta potrivită pentru asemenea povești. Foarte frumos. Uite, mi-a plăcut discuția și mi-au plăcut amintirile. Bravo, fetelor. Ilinca, da. Dar tu cum ai fost cerută, Ilinca, în căsătorie? Da, chiar. Leșinați de râs, bine, dar eu nu sunt haioasă, nu știu să povestesc haios. Da, povestește-te, Regina. Ziua lui Andrei. Așa. Adunare mare, 200 de persoane, el îmi spune, mă, dar cheamă la ziua mea și prietenele tale, colegii, nu știu ce, nu știu ce. Eu zic, bine, chem, nu știam ce l-a apucat pe om. Și acum, în mare petrecere, eu eram deja gravidă, cum ar veni... Era culmea, trebuia să ce să mai facă. Și acum vine la un dat în mijlocul petrecerii ospătarul cu un tort la mine, înțelegi? Și eu, gravidă și puțin cu mințile plecate, îi fac semn. E ziua lui Andrei, du-te la Andrei cu tortul, ce vii la mine? Ăsta venea tot cu... Du-te la Andrei, nu înțelegi să te duci la Andrei, spuneam. Până la un moment dat când am aruncat ochii pe tort și pe tort într-adevăr scria te iubesc, vrei să fii soția mea? Iar am făcut glumă. Superb. El a luat microfonul pentru prima oară. Voi știți și voi știți, Andrei niciodată nu apare, nu suportă să apară, să zică nimic. A luat microfonul între 200 de oameni. Nu s-a pus în genunchi, mi-aș fi dorit. Dar, mă rog, mi-a spus și verbal că mă iubește dacă vreau să fiu soția lui. Și a fost o totală surpriză pentru mine că, ce credeți, nu mă așteptam fiind cu burta la gură. E frumos. A fost superb. Da, gata, v-am povestit și eu să vorbim despre ținută. Eu nu gata? Ce zic eu. Zi, dragă, la tine cum a fost. Zi tu. La mine cererea fiind făcută de un oltan a fost ca la Oana Radu. Da, diamantul cel adică? Mai mare. Diamantul la noi e cel treci. Mai mare. Treci cu la Olteni. Eram și în baie. Dar voi să miști pietrele. Erați în baie? Nu, eu doar. Cu prosop sau fără prosop? Că... Nu, eu eram în baie cu ușa închisă. Și era pe cealaltă parte a ușii și a zis, hai să ne căsătorim până sâmbătă, că după aia mergem la Ibița. Și am fost după aia de la Ibița o lună. Ce și frumos! A fost super. Ce s-a cheltuit și inelul, apropo. Pa, pa. Suntem de 13 ani împreună. Doamne ajută, Doamne ajută. Să rămână la fel, se fac altele.
Foarte mișto. Astfel. Bine, revenind, hai să vorbim și despre ținută. Teoroz, foarte încruntată când a auzit asta cu nunțile, cu cerutul. O să n-aud așa doamne. Ceva. Bă, așa ta. Tu nu vrei să te măriți, Teo? Nu. Nu acum? Nu acum. Păi e bine că și copilul acum are, n-are nici 18. Mai stai câțiva ani? Mai stau, mai stau. Ai bine, mai așa. Stai. Dacă câștig și eu Bravo Estil, mai stau. Ia! Bă, bine că mi-ai zis acum, am prins signalul. Am înțeles, gata, nora mea, am înțeles. Așa. Vezi că... Pe mie ținuta mi se pare ok, ce chiar mi se pare ok, nu mi se pare nimic în regulă, nici geanta nu... M-aș schimba-o, nu mă deranjează. Au crezut și eu, nimic în regulă și nimic în regulă. Da. Mie îmi place cum arăți și că ți-ai făcut părul așa și te-ai lăsat șuvițele alea. Ești cool. Ești... Pentru școală sunt da. Ce trebuie, ești, nu? Ești preș. Mulțumesc, Teoroz. Aflăm chiar acum părerea lor în fața juraților. Mi-am dat seama de fapt care era problema. Nu actualizarea dansului, nici actualizarea ținutei, ci faptul că ținuta pe care o porți n-are nicio legătură cu dansul. Tu ai un jeans splendid care îți vine impecabil, care este jeansul, nu știu că habar ai ce porți, e jeansul Christy Turlington, care vine bine pe foarte puține cetățene. Ai intuit foarte bine să-l pui cu niște troscheți în picioare mai obosiți, că dacă îi puneai cu ceva pe modern era nenorocire. Ai intuit foarte bine să pui și geanta asta, care este din nou într-un mega trend, doar că la genul ăsta e ținută, te conții din dans. Lași dansul să existe într-o viață a lui, după cum îți spuneam, la Blue Bar, la karaoke, la amfiteatru, și duci ținuta asta aici. Dacă vrei cu dansul ăsta, pui mata fetiță, o rochiță neagră, din supraelastic, care începe aici și se termină aici. Da. Unde merg așa? E cum unde? Unde de fapt ai merge în mod normal în fiecare zi a vieții tale. La concert. Sunt dăluțele aferente, faci o clădăraie de păr și după aia faci dansul. Nu faci dansul ăsta cu jeans Christy Turlington pe tine. Că e păcat de Dumnezeu. Păi da, ea merge la școală, Moris. E, merge la școală. Dacă ea merge la școală, eu merg la... Acum, pasăre. Acum înțeleg. Eu merg la pasăre, la mănăstire sau la șantierul naval Mangalia. Moris, nu arăt eu în blugi, așa, tinerică, 18 ani pe acolo, nu? Te spui drăguță. Nu arăta 18 ani, așa, cu nu. Un blugi, nu? Nu, chiar 18, nu. Nu? Aș spune un 46. Super. Da, mie îmi place ce ai făcut în seara asta, contra tuturor aparențelor, deși denim e denim, dar îmi place, o ținută fresh, geanta, așa cum a spus și Moris, ai asortat-o perfect, nu știu dacă tu ai știut să faci asta sau te-a învățat cineva. Îmi plac și ochelarii ăștia așa transparenți. N-aș fi zis că o să-ți dau steluță inițial pentru o astfel de ținută, dar m-a influențat și ăsta mic, e ok. Să-l pup din partea mea. Dacă toți dau pupit. Eram odată tânără când au ieșit genții astea prima oară, acum da. 15 ani. 15 ani și aveam și ochelari de ăștia roz de la firma aia cu... Ai, nu 15 ani, că de 15, nu, că are copilul 17, cu 20, ai cam înnebunit, dar cu 19 ani am ieșit gențile astea prima oară. Și aveam eu și ochelari roz ăștia transparenți de la Versace și geanta asta de denim. Și yes. Nu mai aveam loc de mine pe stradă și tot așa cum... Nu mi veneam la fel de bine, dar ție-ți vine divin, dragă, și mi-ai trezit și amintiri. Mulțumesc, splendidă dragul. Ești, Roxana. Mulțumesc mult. Mulțumesc, dragul. Am purtat. Mulțumesc, Moris. Bravo, este. Mulțumesc, Cătălin. Ce bucuroasă sunt. Poți să mai dansez pe tine? Da, bineînțeles, poți să mai dansez pe tine. Păi acum, gata, nu? Deci, Paule, mă duc și eu acum strâng pe astea și gata. Și eu gata. Ai, uite cum plecăm. Danuțo, uite ne amândoi cu paporița personal. Na, uite-ne. Uite-ne cum plecăm. Mă, suntem organizați. Suntem organizați și la carte. Lăsăm totul ca la carte. A se verifica în studio, tot a rămas țiplă. Gata, acum se stingem. Ia uite, s-au stins luminile. Așa. Dar ce faceți cu nea, Marian, că vă cam urmărește? Paule, unde-i Marian? Uite, ne văd mult chitru. Aaaa, Marian! Cred că vrea și el la Kerhana. Nea, Marian, ai mers până la Kerhana?
Cum să-l? Păi nu prind eu pește. Adevărat. Da, și noi îl mâncăm. A mers. Uite și suntem toți trei cu paporniță. Așa, da. Toți trei avem paporniță. Ca să putem să luăm pește, mă. Deci Nea Maria merge și dânsul la Kierhana. Spre sfârșitul emisiunii trecute, am senzația că au rămas niște lucruri nespuse din partea Calinei și tare mult aș vrea să te chem acum să discutăm dacă mai e ceva pe suflet. Hai! Seara. Găsit, Calina, dar ce colorată ești astăzi. Da, am zis să încerc și eu, Ilinca. Așa la ea, Ilinca, și ziceam, îmi ziceam eu mie. Ce ziceai? Ce înseamnă, domne, totuși, prieten în viață și dată și tânără. Exact. Eu mă uitam. Mulțumesc, și Maris. Ceva. Bă, ce înseamnă... Dar nu-mi compliment în față, că eu constat doar. Da. Nu, tu ce ziceai, Regina? Da. Ce înseamnă prieteni în viață și cât de mult înseamnă onor lipsa prietenilor în viață. Ce vrei să zici cu asta? Ce vrei să zici că n-am înțeles? Las că... E o săgeată. Prietenilor din București, adică lipsa lor din București, mă înțeleg. Am înțeles că chestii. Da. Stilistic. Da. Că nu înțeleg. A, nu stai, stai așa că nu înțeleg. A zis ieri că i-au plecat prietenele cu țoale din București. Nu vezi că de 3 zile patrulează în două pijamale? Nu, am spus că săptămâna asta mi-am făcut ținutele din hainele mele și atunci n-am mai împrumutat de la nimeni nimic. Asta am spus. Să ne întoarcem săptămâna viitoare când o să vine bine îmbrăcată și să ne spui cine te îmbracă. Nimeni, Raluca. E, păi, sora mea, păi dacă săptămâna asta vii halul ăsta și săptămâna viitoare vii Dumnezeu, iarăși cum facem? Nu, dar există și zile mai bune și zile mai proaste. N-ai cum să ai zile. Da, o săptămână. Dar chiar te rog să te interesezi și să vezi că nu am pe nimeni. Chiar te rog, chiar nu am. Serios. Nu e. Nu e, nici ta? Nu mai vorbim atât de mult. Nu mai vorbești cu ea? Nu. Bine. Serios. Doar Catinca e plecată din București. Nu, mama e aici, pe meleaguri. Spune-mi unde mergem astăzi, Calina. Păi, Ilinca, ți s-a întâmplat vreodată să pleci de acasă cu încălțămintea total nepotrivită? Da. Ei, da. Bine, eu astăzi mă duc să-mi cumpăr prima mașină. Ce ar fi încălțămintea nepotrivită? Nu știu, așa am zis să fac și o povestioară mai caterincă. Am înțeles, perfect. Mașină, bine. Tirățușcă mică. Nu poate să zică firme la televizor. Exact, da. Atunci mai bine stăm liniștițele. Nu sunt. Ia stați un pic, că avem de lămurit câteva situații une aici cu Calina, care se apucase să ne spună niște lucruri sau să-l întrebe pe Cătălin niște lucruri la finalul ediției. Și din păcate n-am mai avut timp, trebuia să încheiem emisia, spațiul nu ne-a permis. Însă, te ascultăm, da. Calina. M-am enervat. Sincer. Așa. Adică n-am înțeles reacția aceea foarte dură la adresa mea. Pentru și m-am enervat, evident. Foarte bine. Mi s-a părut că mi-ai vorbit urât, sincer. Da, am vorbit urât. Da. Iar încep? Da, chiar mi-ai vorbit. Dar ce vrei să nu zic acum? Chiar mi-ai vorbit urât. Măi, copile, s-a rupt oribilă, ești în pijama, nu știu ce. Te cunoșteam de când erai în burtă la Catinca. Știu. Burta Catinca, că de-aia ea te ajută. Și mi-ai și zis ceva, să știi că de azi te desfințezi sau ceva de genul ăsta. Ești, tu mă crezi? Să fac eu ție așa ceva. Hey. Ești ca și copilul meu. Vreau să întreb și eu ceva. Da. Ce să mai întreb, Calina? Andrei ți s-a părut mai bună decât ținuta mea. Pe cine ai întrebat asta? Pe Cătălin. Da. Serios? Ești ca într-o pijama, bine, într-o junglă, bine, nasoală. Mulțumesc. Pe o muzică nasoală. Mamă, eu cred că până la sfârșit sezonului o să ajungem. Un turban nasol cu niște papuși nasoi și te desfințezi de acum încolo. Eu sunt foarte calmă și foarte liniștită. Deja lucrurile în această emisiune, nu înțeleg de ce se mai face această emisiune, pentru că oricum este o bătălie a stiliștilor, dacă stăm să o luăm așa. Hai să nu ne mai ascundem după degete. Andreea are un stilist care o îmbracă, da? De fiecare dată. Andreea nu este o fată care a exploatat această treabă cu fashion-ul toată viața ei, pentru că ar și recunoscut, chiar și astăzi în platou, că ea nu știe cu ce se mănâncă, da? Deci e clar că uneori nu poate să înțeleagă anumite stiluri, da? Asta e, adică a recunoscut singură chestia asta, iar de la notarea domnului botezatul e clară treaba și pe față, adică, nu știu, nu, n-ai cum să zici că asta, ținuta mea, da, care este o ținută lucrată,
Da. Este mai proastă din toate punctele de vedere ca Andrei Tonciu, care Andrei atunci avea o pereche de pantaloni de piele și un tricou alb. Adică despre ce vorbim? Despre ce vorbim? Mi se pare sincer în continuare că Andreea este favorizată a domnului Botezatu, pentru că oricum ar veni, el îi dă Bravo Stil. Orice s-ar întâmpla, Bravo Stil. Ceea ce, din nou, nu e corect. Atât? Ce-am mai zis? Da, mai are rost să mai zic? Nu mai zic. Hai zi, că ba, nu da, zic. Cum să nu, ba, da, doar să zic. Da, doar să stai am pe zis că, mi se pare că, de exemplu, Andreea ieri n-a avut o ținută wow, gen, adică a avut o pereche de pantaloni negri și un tricou. Și acolo a fost nelămurirea mea, de acolo m-am enervat și mi se pare că de foarte multe ori, ceea ce am mai spus-o și înainte, mi se pare că primește uneori steluțe că nu merită, merită neapărat. Adică e favorizată Andreea. Într-un fel sau altul, da. De către toți jurații sau de către cineva? Nu, de către domnul Cătălin. Păi dacă domnul Cătălin Botezatu este amantul meu, care e problema? Ma. Păi iauzi bomba! A dat Andreea bomba, Elinca! Da, ca să stai tu liniștită. Stau, stau, fetiță, foarte liniștită. Dar în spate de ce spui, liniștită. Vai ce ținute frumoase, păi, ai, ai, vai ce bine stă. Păi da, ți-am spus că stă bine, da. Dar așa, nu mi s-a părut da, o ținută, și aici wow. Aici stă bine. Iauzi, Guci, nu, avem nu, o nu, mamă. Nu, să nu ne înțelegi greșit, Andreea. Stilul acela ție ți se potrivește extraordinar de bine. Da. Cum ți-am spus și la pantalonii aceia cu sclipici sau și cu paiete. Ți se pare că ce ai purtat ieri era mult mai ok de... La ce am purtat eu, din nu? Punctul meu de vedere, da, păi, mi se uite, părea și o din punctul meu de vedere, mi se părea că eu arătam mult mai bine decât tine. Normal. Și că aveam cea mai bună ținută. Na, din punctul meu, fiecare avem câte un punct. De vedere, de-aia suntem da. Aici, Andreea, ca să spunem da. Ceea ce avem pe suflet. Normal. Eu nu am să făcut-o până acum. Să vede că aici ai cu mine Calina, iar sunt favorizată, draga mea. Sunt pe locul 6, stai liniștită, stai tranquila. La asta mă refeream, iar, nu, iar începem. Tot ce e favorizată. Sunt foarte favorizată, se vede din tabel ce favorizată sunt, da. Foarte. Favorizată de Cătălin din cauza faptului ce s-a întâmplat ieri. Adică ieri în platou l-am întrebat pe domnul Botezatu dacă chiar lui se pare ținuta Andrei mai bună decât a mea. Și el a zis că da. Ceea ce mie, adică eu aveam o părere diferită, știi? Aveam o părere diferită și de asta am spus din nou chestia asta. Și repet, de cele mai multe ori Andreea chiar nu a avut cine știe ce ținute și a luat Bravo Stil. De fiecare dată. Nu neapărat de fiecare dată, dar de cele mai multe ori. N-ai înțeles nici acum. Am înțeles că ai ceva personal cu mine, dar nu mai am ceva personal cu tine. Ce-aș putea să am cu o femeie mai mare? Înseamnă că ai ceva personal cu domnul Botezatu. Da, fix cu domnul Botezatu. Păi chiar ai ceva cu domnul Botezatu atunci. Dacă n-ai cu mine, ai cu domnul Botezatu. În fine. Se pare că eu n-am voie să zic nimic niciodată, că mereu sunt certată, se țipă la mine, se urlă, se... na. Ce să zic? Ce să zic? Păi mai zic cine nimic. Iarte? Tocmai vorbirăm edițiile trecute păi despre cenzura asta. Cine iarăși păi. Te cenzurează? Ca drept dovadă, Elinca, Andreea din nou mi-a spus că am ceva cu domnul Botezat. Și plec pentru că stau prost cu nervii. Eu, ăsta mi-este timbrul meu vocal. Nu, Andreea, nu te accept rog. Să vorbesc așa, este strict problema ta. Nu mai vini, Linca, până când nu acum, o să defilez, pentru că eu vorbesc tare și răstit, dar așa vorbesc asta. Și așa m-am născut. Păi și care e problema, Andreea, dar că nu înțeleg? Ne deranjează, dar draga mea, dar vino încoace și vorbește cu mine aici, nu vorbi tu acolo, eu aici. Vino încoace, vino încoace. Suntem deranjate, dar când ne ducem și facem, nu mai suntem Andreea. Deranjate. Nu mai pot, Andreea, întoarce-te. Nu mai pot, îmi cer scuze, nu mai pot. Jur că nu mai pot. De ce? Nu mai pot. Deci nu mai pot. Credeți-mă că nu mai pot. Nu mai pot. Deci nu mai pot. Cât vrea să mă desfințeze fata asta pe mine? Ce vrea să facă? Ce vrea să facă? Să mă facă din om neom? Ce-am făcut? Că așa vorbesc eu? Cu ce greșesc? Dar nu mai suport, crede-mă, asta sunt
mereu să ia de mine, cu ce am greșit, cu ce am greșit. Mereu spune că sunt favorizată, mereu spune că nu știu ce, mereu spune că nu, dar eu cu ce greșesc? Eu cu ce greșesc? Nu pot să-mi spun punctul de vedere sau ajung la 35 de ani să tac din gura și să vorbesc cum trebuie, cum vrea să vorbesc, că nu mai știu. Să mă abțin, dar nu sunt, dar nu pot. Tensiune, tensiune, victimă, tensiune. Păi da, normal, cum să nu? Ce normal? Normal, s-a victimizat și Andreea puțin, dar na, ce să facem? Trecem peste, ca de fiecare dată. Dar asta poți să știu Andreea. Și acum ce-am zis, că nu înțeleg. Mi-am spus o părere a mea, adică n-am voie să am o părere. Cum și are părerea asta despre mine, părerea asta oribilă despre mine. Cred că și dar eu... Dar ce părere are Andreea despre tine? Că mă duc la after, că nu știu dacă... After hour. Și care dacă m-aș duce la after și m-aș petrece 3 zile. Care e problema ta, Andreea Tonciu? Că nu înțeleg, adică tu n-ai avut 20 de ani. Adică asta nu înțeleg, că mereu se ia de mine, s-a luat de mine de când a început această emisiune. Dar cine eu am spus tăcut. Că e o problemă? Ei bine, ei, nu mai tagrezi. Chiar nu chiar mai tag. Dialogul ăsta, dacă nu e aici Andreea de față, ce dialog e ăsta? Vorbește Calina și n-auzi ce spune Andreea. Bun, hai să vedem cum arată ținuta, Calina. Bia? Bună, Calina. Bună, Bia. Super colorată ești. Mulțumesc. Și super faină. Mulțumesc din suflet. Îmi place tot. Cum te-ai asortat așa, ești super. E super, super. Super, super, super. Super, super, super. Ați căzut din cubia, că mai devreme era în focuri. E mai cocoană azi. Acum... Da, mi-e puțin cald, moleșit, așa. Te-ai moleșit, ți-i cald. Ăla e Enescu Ilinca, ascultă Rachmaninov în căști. Dă sacou jos și revin-o, Bia. Mulțumesc tare mult. Că poate-ți mai Cristina? Poate. Este superbă, Calina, ținuta este minunată, culorile foarte bine combinate, pantofii sunt demențiali, ochelarii, geanta, mulțumesc. Cercei sunt superbi. Nu mai Calina mulțumim, e frumoasă. Calino, ce Dumnezeu, că puțin ce la mișto. Nu, eu zic nu? La mișto. Ce la mișto? Păi nu. Calina, păi ți-am zis... Păi persoană foarte sinceră, care nu-mi dau seama de chestii de genul, dar nu cred că zice la mișto. Am zis chiar eu că îmi place de tine. E la mișto original. Mulțumesc. Hai să vedem ce spun jurații despre ținută Calina în fața lor, te rog. Bună, copilu! Bună! Măi, uite, vezi, eu n-am ce să am cu tine. Eu spun adevărul, că n-am de ce m-am să te... M-am liniștit acum, recunosc, m-am liniștit. Foarte bine. M-am enervat un pic, dar m-am liniștit. Ai avut o săptămână mai slabă. Dacă ieri purtai o pijamăluță urâțică, azi ai o salopetă, nu mama styling-ului, dar îmi plac foarte tare pantofii, nu? Sunt mișto, mie îmi plac rău, nu știu de ce. Mulțumesc, mă bucur. Sunt ca niște bombo. Știi cum sunt ca niște acadele din alea? Asta, da, seamănă bomboane de la Popătii. Iar atitudinea ta astăzi este foarte fresh. Deci m-ai cucerit, cum se mai se întâmplă de obicei, uite și la Bia Rus. Uneori mă cucerește cu atitudinea, cu, mă bucur. Cu dansul, nu tot timpul, asta nu se iei în cap, Bia, cu dansul, să-mi dai din fund aici tot timpul. Dar astăzi m-ai cucerit cu asta, de pentru mă care... Mă bucur. Recunosc că nu am avut cea mai bună săptămână. Și nu pentru că mi-e frică de tine să nu te superi, pentru că chiar meriți. Mulțumesc. Recunosc că n-am avut cea mai bună săptămână, dar chiar nu m-am simțit extraordinar de bine și din cauza asta. Se întâmplă pule, dar tu vezi cât de mult contează în tabelul. Da, am observat. Asta. Am observat. Iar provin că revin în forță. Să revin în forță săptămâna viitoare. Da. Mie nu-mi place nici salopeta pe care o porți astăzi. Okay. Nu-mi place nici cum le-ai asortat. Ok. Neglijentuță, așa, parcă nu prea... Te-ai interesat, o repete, este plecată din București persoana de la care te mai împrumuți, te-ai fi certat, te-ai făcut vreo glăjbeală, nu... Te rog, Raluca, te rog, Calina. Vreau să mă crezi, odată slabe, pentru totdeauna. Săptămâna asta, slabe. Știu, dar se mai întâmplă, nu avem cum, adică avem și sunt zile mai bune și zile mai proaste. Sunt de acord cu tine, dar tu să seama câte puncte ai pierdut într-o singură săptămână. Asta este, o să revin în forță de săptămâna viitoare, promit. Așa să faci. Dar vreau să mă crezi că nu am pe nimeni. Deci chiar nu am pe nimeni și cu fata aceea la care te referi, nu mai avem o legătură care te-a îmbrăcat, cineva de la care împrumuți haine, care a plecat din București momentan, ori cheltuieșos. Nu. Iau haine de la diferite magazine, de la diferite prietene. Bine, popule, oricum săptămâna asta e gherlă totală, nu e bine. Asta e, îmi pare rău. Problema, Calina, cu această ținută este că fetiță, ținuta există și tu o faci pe ea pe ținută să fugă noaptea de acasă pe geam. Deci ai ceva de strecurat pe geam după miezul nopții. Te ascunzi în mașina cuiva.
De băgat, de înghesuit sub un nuc, sub un dud, în pădurea aia care o ia din principală către Olimp, pe dreapta, am întâlnit eu cu Doi Coran acum vreo 30 de ani, când m-am dat ca să spart asta roata la o Dacie și au venit să ne ajute și m-am împiedicat de bombă. Și da. Așa. Ador povestea. Da. Îmi place povestea. Îl știi pe unul, știi. Și eu vreau să se termine povestea. Vreau să am povestea până la sfârșit. Da. Nici n-am înțeles dacă cetățenii ai implicați în pompă atunci era, n-am înțeles ce era cu ei. Nici eu n-am înțeles. Nu contează ce era cu ei, ce nu era cu ei. Contează că ne-am simțit bine cu 28 de ani. Și contează că asta mică este fetiță, e nenorocire, este practic... Asta mică e pericol este, social. Este ducă pericol public, yeah. Este nenorocire. Nenorocire, bravo, ai fi fetiță. Mulțumesc, te ador, mersi mult. Adevărat pericol social, Carino. Astăzi nu-mi place cu ce ești îmbrăcată, dar de tine la nebunie. Sper să revin în forță de săptămâna viitoare să te încânt. Așa, așa să faci. Așa, am uitat să spun și de picioare. Ai niște picioare în salopeta asta... Bravo, este. Yes, mulțumesc. Felicitări, mulțumesc, Calina. Mulțumesc și eu. Nu știu ce să vă spun despre fetele astea astăzi, eu vă spun că mi-a plăcut mult, mult, mult. Cine? Geaca mea. Care nu știu ce am pus-o astăzi și am păstrat-o mult timp și azi a venit Gucci și practic nu s-a mai văzut geaca din cauza lui Gucci. Da, și tu seamănă pe George Michael, leit, polit, frumos e, ca alte are. Pantera asta, Dacia de față prezentă, pantera neagră, nu mai vorbim. Ce? Care ai cereri multe, care taci din gură. Ce componentă ai să zicem, cel mai frumos juriu. Ce și care? Mi-a convenit asta. Cristina. A zis? Da. Când a zis azi? Nu știu. Că sunteți cea mai bună. Ieri a zis, ieri erau toate mai bune astăzi. Mai perfectă. Azi le-a dat de jurat. Da, numărul, da, sincer să fiu, adică de ce să fim modești cum ar veni când nu e cazul? Și eu zic că noi suntem cei mai mișto echipă de jurat ever and ever and ever. Da. Fără niciun fel de modestie. Și eu zic, și mulțumim șefilor pentru că ne-au adus împreună, pentru că au făcut așa. Da, mă, ideea că noi ne și înțelegem între noi. Da, asta e. Da, asta este, că suntem într-un suflet. Da. Exact. Ne completăm unul pe altul, perfect. Exact. De acum ce să zic, avem și astăzi de vorbit, îți place, nu-ți place, ai intrat în horă, trebuie să o joci până la capăt, corect? Corect. Haide! Dacă nu știe cine cântă piesa, nu mai are nicio stea până la finalul sezonului. Așa, așa, așa. Dar eu știu din Casa del Papel. Așa am trimis link-ul. Bine. Bine. Deci poate verifica, m-am uitat, sunt fană și acolo am auzit-o. În sezonul 2. Bine. Bine, Bella. E tot-o cu Tunio? Ciao, da. Nu, eu am remarcat că l-a sureșitat un pic pe Gucci. Da. I-a făcut acolo imediat... place de el. Da. Și am spus că mă ofer să îl țin dacă pleacă vreodată Cătălin. Are bonă, dragă, dar poți să ți-l dau a doua pe listă după bonă. Perfect. Unde plecăm astăzi de ea? Am adus să culeg niște flori moarte. De unde le culeg? Iartă-mă. Nu știu, de pe un câmp, undeva o găsi eu niște flori moarte. Ca atare chiar am găsit câteva. Ofilite, leșinate, da, ce moarte, faci cu ele? Îmi place de ele. Îți place, dar astea să știi că or fi ele moarte, dar sunt nemuritoare. Păi, asta e ideea. Că ele sunt moarte, dar cumva în același timp sunt și nemuritoare. Am înțeles. Are vreo legătură povestea asta cu ce-ți spun fetele? Are, n-are. Eu le-am văzut acasă și am zis că merg în poveste. De ce să nu le iau? Să le vadă și lumea. Pe principiu poți să te ascunzi, dar nu te poți ascunde. Da. N-aș vrea să începem să vorbim până când nu vreau să... Vreau să fac o remarcă, dacă îmi permiteți. Te rog, Oana. Mi se pare că ținuta ta aduce foarte, foarte mult cu ceva de primăvară. Da. Și tot ce este de primăvară este frumos. Da. Deci eu vreau să fac o precizare că la această ținută astăzi am primit un ajutor din partea Alexandrei, care mi-a împrumutat geanta ei. A fost dragoste la prima vedere în culise și m-am dus și am întrebat-o și a zis bine.
Alexandra, păi da, Alexandra, ce s-a întâmplat astăzi? Sandalele, geanta, geanta. Ai stilizat, ai îmbrăcat fetele chiar așa? Deci practic am stilist. Dacă vă mai place, vă dau, vă dau. Îmi place mașina ta foarte mult. Am lovit-o săptămâna trecută, lasă. Nu mai place. Și mai vorbim. Pe ce mașină are, dragă? Bine, nu mai contează că nu putem să spunem. E mai șmechera ei, da, da. Hai să vedem cum arată ținuta. Cristina? Foarte frumoasă ținuta de ei. E vie? Da, cu florile moarte e vie. Am reușit, practic, o antiteză. Mor, n-ai cum. Cristina, îmi vine să vin la tine să-ți fac așa, să te trezi la realitate. Te văd că ești supărățică, obosoplățică. Eu? Sunt ești pline, foarte... mai un zâmbet. Ești foarte arogantică așa, stând acolo pe scaun, așa. Nu știu cum să stau, că... Lasă din comentarii, zic eu. Nu mi se potrivește ținuta și... Să te iei foarte bine, doar că... Așa. Așa, cu comentariile. Da. Da, frumos, totul se potrivește cu tot, îi vine bine... Florile acelea superbe, geanta Alexandre e minunată, e foarte drăguț totul. E ca și la Calina, nu? Același comentariu. Da, da, ținute diferite, dar sunt frumoase amândouă. Roxana? Îmi place foarte mult. Foarte, foarte mult. Îmi spui după de unde ți-ai luat rochița. Este mulțumesc. Superbă cu totul. Este din poveste, este potrivește, e... Mulțumesc. Place maxim. Mersi mult. Mult de tot. Maxim, ce să mai zic? Dacă am zis maxim, e maxim, să vedem ce zic jurații în fața lor de ea. Bună seara! Bună, Dea! Bunsoar, succes la cules! Să nu pleci singură, în schimb că te mănâncă lupul. Aoleu! Da, merg eu cu ea. Pe câmp, mă iau pe Calina. Merg eu Calina. Aia haită. Dacă mai apare și Calina în plan, vine haita. Las-o, să vină, îi așteptăm. Las-o, ia să plece cu o lăchiță frumos amândouă, că nu e în pericol. Culeg floricele, exact. După aia decupează, le lipesc într-un ierbar, da. Joacă un cântec vesel cu lăchița. Decât să ne supărăm, mai bine un cântec vesel să cântăm, cântăm. Da. Așa e. Și ce-mi place mie la Dea Codra este că ea niciodată nu se joacă cu ușa de la lift, cum fac alte fete care li se pare că poți să suie la parter la 6 cât ai spune țușpiță. Știi? Și el ar ajunge cu acuna în beci. E de bine, Dea, în concluzie. Ce am putea spune despre ținuta ta, draga mea, Dea, în seara asta, ce soir la, cum îmi place mie să spun, este că ținuta e... foarte... impecabilă. Bună! Oh my God! Mulțumesc! Cuplă! Și ajută și geanta, nu? Ajută orice vrei tu. Ajută și chiar e o ținută foarte bine controlată. Păi, Dea, ai o ținută suflet foarte bună. Îmi place contrapunctul, culoarea aceea de la ochi. Și cel mai mult îmi place că am viziunea ta pe străzile Romei, dacă vrei. Păi, nu-i vrea îmi să place Italia. Bine, păi nu. Vrei să am viziunea ta cu rochia asta? Ai putea, cu topul. No, amândouă, topul. Amândouă topul mă interesează. Fii amândouă atent, viziune. Viziunea Dea umblând pe stradă, în orice stradă din Italia, cu topul. Topul. Adică cum ai, deci m-a jignit. Petita, adică eu pe orice stradă din Italia cu topul ăla aș fi ce boxă sau cum, că nu știu. Zicem de ea. Ea are două boxe. E stereo, practic. Bine, și noi avem tot câte două boxe, dar ei stau așa într-un fel care îți iau ochiul, nu știu cum să zic. Mi-a izbit în ochi, deci... Zipisi, nu e așa, nu te-ai izbit în ochi, că pe ăsta micul aș dărâmat când a venit să aș da cu... când l-a pus să asculte stereo. Da, aș putea spune că ținuta ta se încadrează în top 3 ținute preferate în această seară pentru mine. Îmi place foarte tare acele accente de machiaj pe care le ai la ochi. E o ținută foarte frumoasă. Eu nu suport florile astea. Aduc ghinion, să știi. Da? Dacă citești mai bine. Aolo, le arunc, nu le mai să duc nu acasă. Să nu păstrați niciodată în casă din astea, da, moarte. Ce să e? Natura. Păi de asta cred că am avut eu ghinion până acum. Ciulini, mă rog, sunt frumoasă așa ca și... Dar aduc ghinion, în rest, accesorizarea bej cu bej, chiar și rațele de în picioare îmi plac, da, în varianta asta, e și ok, dragă. Mulțumesc! Foarte bine. Bravo, ideea. Estil. Mulțumesc! Bravo, Silde. Mulțumesc mult de tot. Dragă, cum au curs teluțele. Ia uite, domnule, felicitări de ea. Mulțumesc. Mulțumesc și eu. Link și lângit. Păcuci, casă.
Asta cu înghițitul nu prea îmi convine, da? Că să stai numai cu mine, uite aici așa, uite aici, uite aici așa. Ciot. Este ceva divin, n-am pomenit frumusețea mai mare, n-am văzut. Nu s-a speriat de scomod, de nimic. Da, a fost, da. Mă rog, să mai stai că bătați lui cu pumnul, mă, asta n-am văzut. Nu știi ce trebuie să sper? A văzut ce-i face în coca și lua la micuț, ce-o fi zis? A, mă, mai ești pe mine de coadă și te păzești ăștia, bă, cic. Regino, da? Iartă-mă, dar mi se pare că asta cu centru, cu gravitația nu funcționează pentru tăia, că o văd foarte montată. Este, este. O fi și e proaspătă, cum ar veni. E proaspătă? Da. Peste hai să mai vedem peste exact, peste vreo 10 ani. Așa, hai da. Să o mai lăsăm, bine. Ce rele suntem. Reu, răuță, eu. Auzi, dar apropo de încă 10 ani, ador. Totuși, teoroz. Nu ne punem nici și pe anul, nu e, nu e problemă cu gravitația, gravitația. Nici la mine nu se mișcă nimic. Mai bine lasă-le așa. Dar mai cânt și nouă ceva? Ce să fac? Dăm și mie un la. La. Defilare. Ah. Și a plecat. Ador când te pleci, Teo, răuz. Așa. Mă duc să mă întâlnesc cu Ginerica, viitorul meu. Pupația și... Nora mea, bine ai venit. Eu vreau să știu dacă tu anvizajezi pe viitorul așa o investiție sau vrei să te lași așa pe naturel, că eu te plac pe naturel, să știi. Ia, pe naturel. Pe naturel. Da. Să rămâi așa tu frumoasă, naturală, mamă. Știi cât te place soacră ta? Uite-o pe Cuscra, etenașul. Știi cum suntem? O familie fericită, Doamne ajută să mă văd cu așa o onoră. Mă bagi la cheltuială iar. Știi care e problema asta mică? E cam fiartă pe modă. Ce-a făcut? Zic că toată viața ta rămâi slabă, n-are cum să-ți dea haine. Și plus porți 3 fetiță, și porți 40 la picior să nu-i furi pantofi. Lasă-o să învățăm ce e de învățat. Să facă? Da. Că fetiță, tu așa, poți să porți orice. Exact. Poți să porți cămăși închise până în gât, poți să porți decolteu de la cum îmi place mie până aici, v, până spate gol. Păi dacă vii cu două pompe, unde pleci cu decolteu un V până la buric, cum îmi place mie? Exact. Că nici măsa mare nu poate să poarte, care vrea să poarte. Speriem și copilul ăsta aici, săracul, Doamne. Da. Bine, nu să fie cu noroc, Teoros, Doamne ajută. Doamne ajută, Teoros, te primim cu brațele deschise. Așa să rămâi, că dacă îți faci ceva, nu te mai ia. Mare bucurie. Lasă că nu te ia el, nu te mai ia măsa mare. Nu, rămân neumblată acolo. Rămâi neumblat acolo. Nu, mamă, umblă până când o fi atunci. Până la cununie umblă, că nu se dă ea. Te învață cu scrate să faci cu oreze, mama, cu oreze. Te învață cu scrate. Hai că umblu. Hai că umblă unde vrei tu. Se face cu oreze, dă greutate naturală, are cădere liberă, e ok cu oreze. E perfect, bine. Hai să vedem cum arată și ținuta cu care merge la pețit. Calina? Teo știe părerea mea despre ținuta ei. Am vrut și eu să-mi fac o ținută asemănătoare, dar nu am găsit feță haine. Acum există hainele și sunt la îndemâna tuturor. Este genială ținuta, o ador, aș purta oricând. Mulțumesc. Felicitări. Mult colori. Bine, Bia, ție-ți place puiule? Oalo, nu trebuia să mă întrebe de mine. De ce? Trebuie să spun adevărul. Păi, dar bineînțeles, care-i problema? Îmi place sacou, îmi place poșeta, sandalele nu-mi plac. Colanții ăia nici prin casă nu i-aș purta. Iar mai eu, nici măcar. Nici în casă, nici la piață. Dar părul, atât ți de frumos și zâmbetul și make-up-ul, fii, da, ești așa drăgu. Mulțumesc, dă una-i bidă moda mea. Ochelarii nu mai contează, pune-i, nu-i pune. Am înțeles, bine, Bia, mulțumesc. Acu. Raluca, da. Vreau să te văd obiectivă. Da obiectivă, obiectivă, da? Regino. Bine, mulțumesc, da. Teo, te rog. De cea mai frumoasă noră din lumea asta. Vă spun sincer, nu știu, vreau să fiu obiect. Trebuie să mai vorbesc sau să atac acum? Nu, zic că ziceai bine. Nu știu ce să ziceam bine, nu? Mă spun sincer, Alex, mamă, să știi că suntem foarte fericiți. Așa o minunăție de fată, o ținută superbă. Tu ești splendidă, talentată, frumoasă, tânără. Am avut noroc în viață, Doamne ajută. Doamne ajută. Uite, mulțumim încă o dată. Bravo, ai stil. Uite cum
Uite cum, uite cum intru eu la cheltuială, ca n-ai din combinația asta, una dintre noi sigur a avut noroc în viață. Da. Să știi că eu consider că am avut noroc în viață, mamă, dar să știi că și băiatul pe care ți-l dau e ca lumea. Nu, că am auzit eu ceva. Că e... Aoleu! Ce ai auzit? Mai Teo! Că e material de calitate, ce... E. E, Regino, crede-mă, uite, dramul pănașului aici de față prezent. Așa, nu? Da. Sigur că da, am crescut copilul bine. Draga mea, în platou nu se văd atât de bine aceste culori, în schimb pe televiziune se văd superb. Deci îmi place binarea asta cromatică, n-aș fi zis, m-ar fi oprit puțin, știi ce, am niște îndoieli la short și la tricou, dar pe TV se văd extrem de bine. Rest, de nu prea am ce să comentez. Îmi place țoașca, îmi plac încălțările. Tu ești frumoasă față de belercile alea cu care îți acoperi frumusețea și... Să știi că m-am gândit la tine când am lucrat la cap. Corpul ăsta frumos, care e minion, dar este foarte bine, armonios din toate punctele de vedere. Da. Mulțumesc mult. Nașule. Ia puneți ochelarii ca să Nașule. Vadă oamenii ăștia de acasă. Să vadă cu tot cu ochelarii. Ia. Auzi, mă, ți-a zis așa. Nașule. Petiță, ați încercat voi acolo o jacmusiană, deși n-aveți jacmusele, ați încercat jacmusiana. Corcoră. Dar vrei să spun ceva? Va ieși tără, fetiță. Mulțumesc. Chiar și cu boteguța aia care nu e boteguță, e urățică, da, va ieși bine. Asta avea acolo. Va ieși bine. Era magazinul ăla la mor. Spre de asta mică de Biarus, mie îmi plac acele jerseuri, eu le ador acele jerseuri și fetița alea sunt mama concupiscenței franceză, da, sexului, da, fetiță. Da, sexul. Biarus, trebuie să te mai glăjbești un pic, să te mai updatezi, mama, să le iei pe George de la Satul Mare, să pictați împreună ceva și să intrați un pic așa în Gainsbourg, în Jane Birkin, în jerseuri, în cevauri, în Jotemo non plus. Știi? Adică să respirați liber, ca și cum nu v-ar vedea nimeni. Ești divină, splendidă, definiția noului, a senzualității și a tinereții, fetițo. Mulțumesc mult. Bravo. Mulțumesc mult, mult. Bine ai venit în familia noastră, Noră. Ești divină, bă, da, divină, I splendidă. E soacra mea. Bravo, Estir. Mulțumesc mult. Nașule, pe mâna nașului. Asta zic, eu știu cu nașa, după cum se vede și astăzi. Sunt un pic, da? Mulțumesc. Nașa! Asta, mare! No, nața! 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 Mare, da, perfect, mulțumesc, Teoros! Mulțumesc și eu, mulțumesc! Noră mea, asta e culă rău de tot, îmi place rău, noră. Și talentată și alea. Da. Eu și am mai învizajez o chestie, că măsa mare e mai în vârstă. Noră mea talentată. Se lansează masiv Nora. Face treabă și trăiește și măsa mare pe spirarea la noră și la ginere și la băiat pe, la bătrâți. Păi ce face și măsa mare la bătrâțe, nu vezi? Mă vezi că am vreo pensie? Nu. Râd de pensie că mai devine că mă caută cu talonul de pensie, dar nu o să mă caut. De-aia ai de toate steluțe. Păi e bună noră mea. Eu e pe locul 2. No, și frumoasă, și talentată. Tot ce, deci, și place de ea, adică sincer îmi place de ea. Eu o să susțin pe noră mea până în până de aia. Și copilul e frumos, îi dau băiat frumos. Eu mi-au onoră frumoasă, toată lumea e fericită. Nașul e acolo și-a fericit. Mă, tot ce o chemam la nuntă să joace. E, acum ar... stați că mă și bâlbâi. Ar urma Andreea Tonciu la defilare, dar nu știu dacă este Andreea. E... Hai, vino Andreea, te rog. Te-ai liniștit? Da. Asta era totul surpriza? Stai un pic, asta era surpriza pentru mine? Ce? Piesa? Nu știu, stai un pic. Că ne-a plăcut. Ne-a plăcut piesa. Plângi? De ce, mă, puiule, ce s-a întâmplat? Nimic special. Îi vorbește cu mine. Ce te-a supărat? Ce te supără? Uite, sunt și eu sensibilă astăzi, Linca. M-a emoționat melodia pe care am defilat și sunt sensibilă. Discuția cu Calina te-a supărat? Nu. Dar? În general, așa. Ești obosită? Nu.
Bine, hai, vino aici lângă mine. Unde te duci, că nu te-am întrebat? Mă duc să iau cina în oraș cu soțul meu. Super, așa de tristă ești când te duci să iei... Înveselește el. Cina cu soțul? Am înțeles bine. Tu te-ai enervat acum, Alexandra s-a enervat în emisiune ieri, pentru prima dată de când face parte din show-ul nostru, dar, din câte țin eu minte, n-a fost prima discuție în contradictoriu pe care ați avut-o și totuși a fost prima dată când te-ai enervat super tare, Alexandra. Da, de obicei, de ce? Îți mai rău ți-a dat țin în mine. Așa, și ieri? Nu, chiar... Mie nu-mi place să ridic tonul, dar simțeam nevoia să mă fac auzită un pic, pentru că, suntem într-un concurs și nu mi se pare ok ca, cineva să creadă că e ok... Dacă este tot timpul pe primul loc. Acum e greu să duc această discuție, chiar o văd super sensibilă și mai multe persoane aici cu energia foarte jos astăzi și nu știu dacă e momentul potrivit. Dar m-am enervat de asta pentru că așa se întâmplă, nu s-a terminat competiția, mai e și săptămâna viitoare și lucrurile se pot schimba și nu luăm nimic ca fiind trasat așa în linia dreaptă. De ce să ne supărăm? Adică, până la urmă, discredităm niște oameni care sunt aici, instruiți în acest sens. Când nu înțeleg de ce atâta hei, ca și cum s-a terminat treaba. Adică s-a terminat, mai e atâta competiție și lucrurile sunt neprevizibile și mai avem de muncit și... Da, asta mă deranjează, argumentul ăsta, că mă repet, că sunt... Ai văzut tu că i-a trimis tot ce o poză cu Ima? Da, chiar m-a rugat să mă întorc să fac o poză și mi-a și zis, cred, că i-a trimis-o lui Sumetru pentru că probabil nu avea... Ea zice, nu se pricepe. Ok, și chiar înțeleg, dar poate la fel de bine să ia și ea această latură pe care Oana o declară, că a venit să învețe, ca și Cristina, și să învețe, nu doar să-și plătească stilistul ca să câștige. Și dacă nu, nimic nu e bun. Nu mi se pare ok, nu mi se pare un punct de vedere care să stea în picioare. Da, într-adevăr, face show-ul, dar nu punem în discuție asta. Și cu siguranță cele care vor fi în finală vor fi între fetele care se îmbracă bine și creează bună dispoziție. E un pachet și eu, poate nu o să fiu printre ele. Mai e drum lung. Nu înțeleg de ce ne dăm de ceasul morții. Vorbesc cu bărbatul meu de pe numărul de muncă. Și am trimis așa și am zis, nu-mi place, zi. Și după am vorbit noi chestiile noastre. Da? Lui soțul meu am trimis. Pentru că eu îi trimit fiecare poză lui soțul meu. Tot ce fac, tot ce vorbesc cu el. Dar și cum trebuie să trimite, Andreea? Că doar nu e biserică la noastră. Dar nu știu, poate credea că ai trimis altcuiva. Cui s-o trimit, dar voi ce credeți? Sau ea ce-a crezut? Că eu o s-o copiez vreodată pe ea? Adevărul e că mă regăsesc în stilul ei de nu mai pot și caracteristic și tot. Asta te supără? Că nu mai ești pe primul loc? A, nu, Doamne ferește, nu vreau să se înțeleagă greșit Ilinca, nu! Nu. De-aia te întreb. Nu, deci chiar nu e treaba asta, nu. Asta bine, a fost te lasă ieri, astăzi le lăsăm să treacă, da? Exact, hai bine. Să vorbim despre ținuta, Alexandra. E foarte frumoasă, e foarte feminină, e rafinată, îmi place la nebunie pastelul ăla, pantofii sunt superbi. Ești foarte frumoasă azi. Să ai o cină faină și sper ca soțul tău să te ducă într-o stare foarte bună. Mersi. Mulțumesc, Alexandra. Calina? Și mie îmi place ținuta Andrei din această seară, îmi place foarte, foarte mult geanta și este frumoasă, doar că nu reprezintă, dar este o ținută frumoasă. Nu reprezintă ținuta? Nu. Este o ținută superbă, dar nu mi se pare că o reprezintă pe Andreea. Acum cu vibe-ul ăsta parcă merge, dar n-aș vrea să o văd supărată totuși așa nici prea des. Nici eu, Doamne ferește, dar asta e părerea mea. Ok, mulțumesc, Alina. Acum sper că supărățică, dar nu te duci pe la momeuri, fonfleuri și mănânci fusion și nu știu ce. Mănânci și tu, ca noi oamenii sănătoși, da? Da. Bine, Andreea, hai în fața juraților. Bună seara! Bună seara! Ce ai zis mai la începutul emisiunii când aveai chef de... Când erai tu așa haioasă? Că erați amanți, deja.
Uite, Gucci, avem o mămică. Iuhu! Uite, spune-i. Bună! Ți-a făcut mâna. Ei, glumim și noi. Cum să fii tu mămica lui? Mă rog, ai putea. Deci... După terminarea competiției. După terminarea competiției, da. Mie mi se pare că este cea mai rafinată și cea mai frumoasă ținută în seara asta în platou. Așa cum spuneam, sunt trei ținute preferate pe care eu le prefer. Este foarte frumoasă, este foarte rafinată, de la pantof până la poșețică. Ce să zic, coafiură? Da, ești o lady, așa. Îmi place. Mulțumesc. Foarte tare, bravo. Ținuta îmi place foarte mult. Mi-ar fi plăcut rochia să aibă căptușala la fel de lungă. Dar așa ești puțin mai sexy. Îmi place cum ai sortat pantofii. După geantă nu mă omor, dar se potrivește în peisaj. Una peste alta ești frumoasă, să știi. Ladylike, așa, dar la nuntă să fii pe sistem. Normal. Nu te-am văzut niciodată, dragă, îmbrăcând culorile astea și îți vin foarte bine. Spunea cineva mai devreme, cred că Alexandra Ungureanu, nu mai știu cine, că e ceva cu o energie joasă, o simt, da. Și eu. Simt și eu energia asta joasă aici și să nu credeți cumva că astea mici care cresc rădăcini în borcan, rădăcinile astea prin la Cusca sau la Măsa Mare. Da. Că ele au crescut, ele când trebuiau să crească mama lui rădăcina în borcanul lui Măsa și vă practic anihilăm de la baza bazelor. La baza. Asta ca să avem discuții ulterioare. Tonciu, iubita mea, pantofii nu se potrivesc cu geanta. Geanta nu se potrivește cu cercei. Rochia este prea scurtă, trebuia să fie mai lungă sau mult mai scurtă, dar per totalul pe care îl prezinți în seara asta este unul de un diafan pe care nu ți l-am văzut niciodată. Ai stat ascuns într-un tufiș până acum, nu știu ce ai făcut practic. Ai venit așa cu o față speriată, vulnerabilă. Bravo, fetiță! O, mulțumesc! Bravo, Estil, Andreea! Mulțumesc! Bravo, Estil! Mulțumesc frumos! Și uite de unde sară iepurele, felicitări, Andreea! Mulțumesc! Mulțumesc și eu! Oana a primit numai complimente, au venit cumva așa pe neașteptate ediția trecută și cred că i-au creat o stare pe care Oana și-ar dori să o repete cât mai des posibil. Uite, chiar în această ediție, nu, Oana? A, nu cred că se va repeta, dar... Ai taci din gură, Doamne ajută, nu lua pe nu-mi brațe! Exact! Hai! Bună seara! Bun găsit, Oana! Unde mergem? Nu ați auzit că mă întâlnesc cu un domn misterios? Misterios? Ne spui tu acum? Da, este un tip misterios, l-am cunoscut pe Mirc. Tinder! Ah, Mirc! Da, Tinder nu mai folosesc de mult, i-am luat pe toți. Am mâncat pateuri în culise, se vede că ne-am submutat. Nu se vede, dar fetelor, vreau să vă întreb eu altceva. Nu e așa că momentul în care aveți o ținută, de care sunteți sigure... Parcă alta e starea de spirit, parcă altfel ieșiți la defilar, nu e așa? Așa e. Și parcă atunci când nu sunteți sigure, sunteți în bibliștite așa, împiedicate, da. Parcă... uite și cazul de față. Doamne, eu nu sunt deloc frumoasă, sigură. Dar nu ești sigură pe ținută? Să vede pe tine. Ești frumoasă, dar nu sunt. Păi zi tu, Alexandra. Superbă, e superbă, uite, numai... Mulțumesc. Da, e faină, rău de tot. Și ținuta? Sau și fata? Ținuta. Sau despre fata, ce? Împreună. Fata, primul în cap, este ceva... rău. Ceva rău, de băgat în boală. Deci ne place, bun. Dea? Superbă, din cap până în picioare, rujul, accesoriul de la gât, pantalonii, cămașa albă, care vine impecabil. O să încep să chiar mă pricep. Da. Nebunelor. Dar Dea, dragă, pantalonii se potrivesc cu geanta? Am și vrut să o arunc fiera naibii. M-a întrebat și pe mine. Stați. M-a întrebat și pe mine înainte, așa cromatic, mie mi se pare că se potrivesc. Așa cromatic, dar altfel. Că e catifeaua și... altfel, da. Care catifea? Că sunt acolo. Diamante pure, care catifea? Sunt steluțe. Mie mi se pare că se potrivește. Era cultura mea, care lanțul ăsta, care l-am pus cu ăsta și am zis că uitați-vă așa din avion. De departe, da, exact. Din avion. Bine, stai așa că acuși.
te așteaptă jurații, te rog. Abia aștept să iau 3. Muzica. N-aș putea să spun că geanta se potrivește cel mai bine în univers cu pantalonul. Ar fi putut exista o mică îmbunătățire la capitolul geantă. Nu e cel mai rău, dar nici cel mai bine. Dar! E un dar, ai? E bine darul ăsta, fii atent cum începe. Ținuta zici că este născută pentru tine. Vezi, dacă... Născută! E. Yeah. Păi eu de pantalonii, eu am făcut-o, să fiu sincer, în culise că mi-erau cam lume. Fetițe, deci se concluzionează, o concluzie. Când lucrezi cu stiliști, o când ai în bară. Când îți faci tu singură ținutele, sunt foarte bune. Eu nu vă cred că... Ia uite-o, dragă. Îți jur... Nu, că te mințim toți aici. Coafiura, felul în care ți-ai prins părul, culoarea rujului, decolteu în cămașa aia albă, felul în care îți vin pantalonii, divă, D-I-V-ă. Așa arăți, adivă. Deci trăstuța e oribilă, s-a spus. Schimb-o sau las-o așa, în schimb, în rest, pardon, ce să zic, ești o femme fatale. Ești atât de frumoasă, ești bluza aia care îți vine perfect pe decolteu ăla. Perfect, am făcut așa un cal ca un arăt. Da, da. Ia uite, s-a trezit și ăsta. Accesorile s-a trezit și așa, nu? Vrea mamă nouă. Vrea altă mamă, nu, că se supără Tonciu. Accesoriile alea care stau cum trebuie, totul, ești perfect. Nici nu pot să mă leg. Uite, lungimea pantalonului este bună dacă tu ți-ai făcut-o singură. Da! Bravo, dragă! Bravo, ai stil! Bravo, și super! Bravo, Oana! Mulțumesc! Bravo, Oana! Bravo, ai stil! Nu pot să cred, mulțumesc! Să vedem dacă succesul stilistic îi priește și astăzi Alexandra Iungureanu sau nu. Haide, Alexandra! Bine te-am regăsit, Alexandru! Asta e pentru Cuscra, am dansat fiță piesa asta! Si, pentru... zic cu freza lui Măsamare! Rafaela, tu erai! Rafaela, tu erai! Zic lui Măsamare să se simtă și ea! Știe, știe! Unde mergem, Alexandra? Credeam că o să defilez un pic mai la început și îmi pregătisem o poveste, dar se pare că s-a schimbat mood-ul. Dar eu vă zic, se făcea că mă plimbam pe o stradă prin Nisa și mi-am luat o înghețată cu aromă de cactus ca să mă pregătesc pentru înțepături. Dar... E de vanilie acum. Da. Exact, sau de ciocolată. De vanilie. Nu, dar la Nisa sunt din astea cu tot felul. Oh, de e albă, e neagră. 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 Bun, hai să vedem cum arată ținuta, Cristina. Ei, lasă-mă să ghicesc. E superbă, exact. E frumoasă, îi vine bine, turnată. Totul e perfect, ca turnată, e minunată. Îi vine turnată, da, ținuta. Ganta e frumoasă? Totul se potrivește cu tot, da, și lanțul de la gât și tot. E foarte frumoasă. Cristina, unde ești? Aici! Alo! Dar ți-am zis vreodată că poți vreo ținută urâtă? 20. Nu, dar s-a întâmplat ceva, nu te mai recunosc. Cum să nu? De fiecare dată ți-am apreciat ținutele, Alexandra. Am zis de zeci de ori. Eu apreciez complimentele. Și nu numai, și nu numai ținutele. Te-am apreciat și pe tine și din alte puncte de vedere. Știu asta. Au mai fost niște înțepături. Să știi că mi-e dor de ele. Păi da, au fost înțepături, dar nu erau înțepături. Pare supărățică, un pic obosit. Nu, sunt foarte bine. Nu sunt deloc supărățică. Așa să fie. Bine, Cristina, bine. Mulțumesc. Oana. Bună seara. În această seară, Alexandra Iungureanu are un stil minunat. De asemenea, la Tele Enciclopedie, tot în această seară,
Alexandra Ungureanu se încadrează în standardele unui stil. Și o să-i predau legătura colegii mele, Bianca Rus, să ne spună dacă ea este într-un stil sau nu, să știm câte piese are un stil. Uite cum deoarece, deoarece ce este frumos și place lui Dumnezeu. Place și, Dumnezeu de primăvară. Place și nouă, da. Comparativ cu ce poartă Teo, la tine îmi place. Da? Păi e la fel. E pe lung. Nu, e cam același material ăla așa de se întinde, știi? Deci ăla l-aș purta. Jerseiul ăla îmi place, dar la Teo ăla nu-mi place. Adică nu știu care e diferența între astea două tipuri de jersei. Diferența e că jerseiul lui Teo nu e de primăvară și jerseiul Alexandru Ungureanu este de primăvară. Bun, mie îmi place colecția de primăvară. Teo Rău care înflorește pe câmp prin noiembrie așa, pe când Alexandra Ungureanu este o magnolie de aprilie-mai. Și tot ce e de primăvară e da. Frumos. Bineînțeles, bineînțeles. E frumos. Și okay. Omul își dorește o nuntă frumoasă. Da, da. Asta concluzionăm minunat. Hai să vedem ce au de spus jurații la adresa ținutei Alexandra. Chiar mai izbic cu nunta asta. Fața. Rafaela. Rafaela, Rafaela. Asta golancă, fetiță, nu. Fetiță, nu noi aceia, mă se apare asta și divertisment și dans, no, fetiță. Eu ar fi trebuit să vorbesc. Da, mă rog. Dar vorbesc eu. Da. Deci, nu pot să spun că aș fi vrut să spun ca și ieri. Dar astăzi mă deranjează puțin Belearca. Nu e că nu e ce trebuie, bă, materialul. Mi se pare, nu mi se pare, este altceva și pare mult mai ieftin decât ceea ce produsul în sine. Ce porți în picioare? Nu-mi place. Dar, per total, e pe stilul tău, este altceva, ai diversificat și îmi place. Mulțumesc! Da, nu sunt foarte happy, mă uit eu pe camera acasă, în oglindă arăta... Mult mai frumușel, Belearca. Am zis, trebuie să încerc și eu. A fost aici... Dar vezi că, vezi că nu mai avea voie cu Belearca de-astea. Păi, ce facem aici? Păi toată lumea are voie odată la Belearca de asta și am uitat, da, am uitat, da, am uitat, atențion. Am uitat. Atențion! Nici eu n-am putat. Tu le-ai pus, Carino, toate Belearca de lumea. Lăsați-mă pe mine, vreau și eu să pot capota asta. Doamne, eu vă spun sincer, Alexandra. Mi-am cumpărat și eu un costum din asta și o roche din asta. Bă, degeaba, mă. Așa m-am întristat, așa vizionasem eu o modă. Voiam să fac un pas înainte, știi? Aș vrea și uneori îndrăznești și eu să ies din zona mea de confort. Nu-mi vine bine, mă, îți spun sincer. Îmi place mult costumul, mult, îți vine bine. Este fresh, e trendy, e măsa la modă, e ce vrei tu. Și îmi place atenția care e accesorizat. Cu genții luăm de la capăt. Nu mai luați genți ce imită modele celebre. Asta, barim, care a nebunit modele. Da, nu contează, îmi place cum mi-a sortat lanțul. Atenția cu care ai pus cerceii. Sunt un contrapunct excepțional cerceii aceia cu perluțe. Măi, toată ținuta este foarte bună. Și regret că nu mi-a venit și mie bine în dungile astea de croșet. Dar se pare că uneori cu vârsta nu mai stă bine croșetat. Cu pietrele astea ce să mai zici? Lasă că e eu bine. Rămân cu pietrele, dar să știi că îmi plac croșetatele. Gata, mă pun pe investiție. Dragă, ținuta este foarte actuală. Văd că s-au glăjbit toți acum să-l copieze și pe Anderson și pe Miucia. Da, da. Le-au făcut civilizățel. N-aș putea să spun că nu le-a ieșit bine. Dar e foarte actuală și îmi place cumva că îndrăznești să abordezi trenduri foarte actuale. Te-am rugat și te mai rog o altă. Nu mai veniți cu genți ce spunea Măta Mare. Nu mai veniți cu genți care fac trimitere la, cu link direct. Direct. Ați o geantă... Da, știu, într-adevăr, mie da, se pare un pic mai finez decât alea cu logo, bine, se cum erau pe vremuri, obor, așa, dar într-adevăr, respectăm drepturile de autor, facem investiție. Să le. Să le. Nu, că investiția aia la geanta e cam mare 3.000 numeri. Da. Au. Cât? Și o să plece repede din peisaj, din păcate. O să plece repede din peisaj geanta respectivă. Mulțumesc. Original. E un clasic. În comparație cu ție, Alexandra Ungureanu, care nu pleci prea repede, cred că, din concurs, bravo, ai stil. Mulțumesc frumos. Bine, hai, bravo, Estil. Că stătea și Gucci supărat dacă nu l-a. Mulțumesc, din suflet. Drag. Felicitări, mulțumesc, Alexandra. Mulțumesc, ce săptămână, mulțumesc. Ne vedem pe Instagram, Alexandra Ungureanu. Mulțumesc tuturor.
Deci eu am mâncat două de față cu voi și restul n-am mâncat. Și eu am mâncat unul singur, ce dracu am mâncat? Toate? Toate? Care mai era? Nu mai le-ai zis, cineva le-a mâncat? Mâncat toate? Ce mai era? Să mă lucru, le-ai mâncat pe toate? Coga? A, dracu, știu slab e, bă, băiatule, bă! Bă, să fie dracu, dacă mănânc un fursec și mi se pune pe cur, pătrețea, bă, băiatule, bă, n-ai să vezi. Deci ce aveai, că n-am înțeles? Un platou cu fursecuri aici? De cu... din alea... cum dracu ne zice, bă, pateuri. Pe dulce, pe sărat. Mai zici că vrei să-i fii posul, nu, Alexandra. Păi mi am cumpărat și eu costum din acela Alexandra și mi-am cumpărat și o roche și un pantalon cu bluzei, că de-aia și o roche. Și nu stă... uneori... bă, nene, stă urât, dungile alea orizontale se fac ca altele la electrocardiogramă, că alea e cagheu, să rău dungile alea, uite așa. Pățâțe se duceau dreacu, o luau în toate părțile și pe cură rău, era și prost, deci nu era cazul, nu. Și genul ăla de mode pe mine, croșeturile astea, am vrut să fiu și eu puțin. M-am vrut să fiu și bă, uneori mă mai chinuie modele, tot văd, și odată mai am un zvâc de ăsta. Și îmi comand. Și când vine acasă, mă uit, și totuși mai este o chestie în mine, că parcă nu prea sunt eu om de croșet. Adică îmi place, dar nu mi se potrivește. Unele vese, altele triste, așa încheiem ediția de astăzi, nu înainte însă de a vedea cum arată clasamentul steluțelor. A, s-au terminat? Da, s-au terminat fetele. Le mai doresc? S-au terminat da. Fetele. O să mă comentez pe mine, eu te comentez pe tine, dar după ce vedem tabelul, bine? Haide! Alexandra rămâne în fruntea clasamentului, 18 stele, Theo Rose pe locul 2, 16, Dea, 15 stele pe locul 3. Iar pe ultimul loc este, opa, sunt Cristina, Roxana și Bia la egalitate, câte 9 steluțe de când s-a resetat clasamentul și până în ediția de astăzi. Surprize, surprize, ce să zic? Da, diferențele nu sunt foarte mari, orice se poate întâmpla și depinde doar de voi. Multă baftă vă doresc pentru ediția următoare. Vă mulțumesc pentru astăzi, fetelor. Le mulțumesc și celor de acasă. Ne vedem data viitoare. Scrieți-ne și pe Facebook și pe Instagram.